venit la Viitorul. Spune-ne, te rog, ce te-a făcut să alegi această echipă? Mulțumesc, bine v-am găsit. Ce să spun? Să știți că sunt fericit de această alegere și argumentele sunt multiple. Nu pot să nu încep faptul că vin la echipa celor mai fotbaliți român. A fost un model pentru mine în copilărie. L-am urmărit și l-am admirat de la mică distanță și în timpul carierei de fotbalist și iată că s-a evit oportunitatea să și lucrăm împreună. Acesta este unul din motive. Mai mult decât atât, personalitatea sa nu s-a oprit doar aici și a pus în mișcare un mecanism care produce fotbaliști. Și aici, de fapt, de aici mi-am generat și eu motivația de a ajunge la Viitor. Este o oportunitate să lucrez cu jucători tineri, este un proiect de viitor. Este foarte bine definit, dar pot pune și eu în aplicare ceea ce am învățat în ultimii ani, de când m-am apucat pe partea administrativă și cred că împreună putem deveni mai puternici. A adus echipa și performanța la un nivel extraordinar. Dacă ne gândim că Vitor este pe locul 2 în Europa la ca medie de vârstă, ceea ce este impresionant, în cont de competiția destul de acerbă de care am avut parte în ultimii 2 ani. Și, așa cum vă spuneam, dorim împreună să trecem la nivelul următor. Și vă asigur că cu toată responsabilitatea că după acest nivel va veni și următorul. Care sunt planurile tale de viitor, mai specific pentru acest sezon? Da. În primul rând trebuie să ne securizăm poziția de prim divizionară și mai mult decât atât văd în acest an o urcare. Dacă mă întrebați, ne dorim să fim în prima jumătate a clasamentului și sunt convins că situația nu se va opri aici. Cu experiența acumulată de jucători tineri, cu noile veniri, pentru că pregătesc niște surprize pentru acest început de sezon, vom fi mai puternici. Alături de Estetica, care până la urmă este cel care decide în vestiar, vom forma o echipă puternică. Mulțumesc tare mult!